Absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de minim 16 ani pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni. Nivelul indemnizației este echivalentul la 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare și se acordă tinerilor absolvenți dacă aceștia se înregistrează la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, în raza căreia își iau domiciliul în maxim 60 de zile de la data absolvirii ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Indemnizația de șomaj se acordă după 60 de zile de la data absolvirii, perioada în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării, respectiv informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională. Absolvenții care vor să se înscrie pentru a beneficia de indemnizația de șomaj trebuie să pregătească un dosar cu actul de identitate în original și copie, actele de studii și de calificare sau adeverință din care să rezulte data absolvirii și adeverință medicale care să certifice că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă sau că are eventuale restricții medicale.